Un cuvânt care se repetă adesea în Evanghelia scrisă de Ioan este cuvântul lucrări, lucrare. Apare de multe ori și a zice că un punct culminant când este folosit acest cuvânt este în Ioan 14. O să citesc de la versetul 10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Întrebarea care se iscă din acest text este ce înseamnă să facem lucrările lui Hristos? Această exprimare a Domnului, bancă va face lucrări și mai mari. Cred că pentru foarte mulți este enigmatică și grea de interpretat corect. De interpretat putem să interpretăm greșit multe lucruri, dar să le pui la locul lor potrivit. Și bănuiești că aș putea să răspund la întrebarea asta. Da. Copiii nu țin cont de obicei de De ce pot? nivelul de cunoaștere a părintelui. Așa e, Întreabă tot. așa e. Da, când fiul tău te va întreba și nu știi să răspunzi, da, există și posibilitatea aceasta. Nu știu dacă aș putea să-ți dau un răspuns așa, definiție de dicționar. Dar în textul pe care l-ai citit există un context al întregii vieți pe care a dus-o Iisus pe pământ. El nu este dezlegat, acest context al vieții, de ceea ce au spus profeții mai înainte. Și este prezentat în profeți ce va face el. În momentul în care Ioan Botezătorul, fiind în închisoare, avea îndoielile lui cu privire la Mesia, oare chiar el îi? Își trimite ucenicii să întrebe, tu ești acela? Și el spune, uitați-vă ce fac, spuneți-i la Ioan. Orbi Orbii văd, văd. șchiopii aleargă. Așa. Și săracilor se vestește Evanghelia. Adică, zice, ferice de cine nu va găsi în mine un prilej de potignire. Identificarea mea, spune el, se face prin ceea ce fac. Cuvintele care vi le spun sunt de la Tatăl, dar ca să le puteți crede acele cuvinte, să știți că sunt de la Tatăl, uitați-vă ce fac. Iertate sunt păcatele, spune unui paralitic. Ohulește, cine altul decât Dumnezeu poate să ierte păcatele? Ce zice, ca să știți că Fiul omului are puterea să ierte păcatele, ție zic, scoală-te, ia patul și umblă. Deci aceasta era o dovadă pentru faptul că Că ceea ce spune e adevărat, e iertase adevărat. și păcatele. Aceasta nu era verificabil, nu puteau să sondeze dacă au fost iertate sau nu, Exact. dar puteau să vadă Exact. Și că și-a ridicat patul. atunci cel care a făcut vindecarea trebuia să ai bun simț să zici nu minte când zice că iartă păcatele. Și cine altul decât Dumnezeu poate să ierte păcatele era o concluzie adevărată a lor. Numai când au văzut că El era Dumnezeu și Asta venise între ei. dorea Hristos să determine în inima lor, Da. să recunoască dumnezeirea lui. Da. 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 Când face referire la lucrări mai mari pe care le vor face cei care cred în El, nu știu dacă este acolo vorba de mai mari în ce privește magnitudinea celor lucrări și impactul lor ca și ca și dimensiune a, exemplu, Isus, minunile lui Isus și lucrările lui Isus stau în învierea morților, de exemplu, și în aducerea mântuirii și alte lucruri. Sunt lucruri care țin doar de Dumnezeu și de Hristos. Eu cred că se referă la faptul că veți avea un areal mult mai mare și veți merge în multe locuri să faceți lucrurile acestea. Un pic, ai zis că de înviere, de învierile care le-a făcut. Dar nu ai sugerat că nu s-au mai făcut în învieri
Nu sugerez, pentru că îl vedem pe Elisei care a înviat și s-au făcut și după ce s-a anunțat Hristos. Deci și alții au făcut astfel și alții au făcut, dar nu au făcut într-un stil mai mare decât a făcut-o Hristos, da, zic eu. De un impact mai mare. Da. Dar vorbim despre lucrările lui Dumnezeu, pentru că întrebarea ta este ce înseamnă să facem lucrările lui Dumnezeu. Această întrebare era secundară. Ce înseamnă că îți mai mari decât al lui. Acum, să spun sincer, nu am un răspuns foarte bine elaborat la întrebarea ta de ce îți mai mari. Poate că mă mai gândesc și nu știu dacă o să aflu lucrul ăsta și ți-l spun acasă. Da, mi-amintesc că explicația fratelui Traian Dorz, cred că el spunea că... Vezi, e important să întrebi și pe alții, nu numai pe fratele tău, și e foarte bine că te informezi și văd că faci lucrul acesta și aici te întreb eu, deci ce zicea Traian Dorz despre asta? Am impresia că citesc corect, cred că el spunea că Dumnezeu nu poate să ierte pe cineva care nu vine la el cu pocăință. Dar cei care, ei care au suferit și mai departe și alții, și orice om până la urmă, are abilitatea să ierte și pe cineva care nu vine la el cu pocăință și trebuie să o facă. Și chiar dacă acel om s-ar putea să nu se schimbe niciodată. Și zicea, în felul ăsta noi putem aceste lucrări mai mari. Prin faptul că ne iertăm, își iertau torționarii, își iertau oamenii care îi chinuiau, cu toate că aceia nu se schimbă. E interesant ce zicea el, numai că iertarea pe care i-o acorzi nu îl absolvă de păcatul lui. Și asta este diferența. Faptul că pentru tine, da. Da. Nu, da, este o speculație. Așa. Până la urmă. Eu m-aș gândi la altceva. După ce au venit oamenii să-l caute pentru că înmulțise pâinile, Domnul le zice, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și ei sunt interesați de asta și se întreabă, cum să lucrăm în felul acesta, nu ce pentru mâncarea, să mâncăm pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Da? Și ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Întrebarea pe care ai pus-o tu. S-a mai pus. Eu am pus o întrebare mai proastă. Eu am întrebat numai ce înseamnă. Dar eu am pus mai bine un pic. Ce să facem? Am surprins și eu întrebarea asta când am pregătit subiectul, episodul. Titlul l-am pus înainte să văd că există această referință, ca o întrebat. Da, e ca și predicatorii și aceia aici, care pun titlul la predică și după aia caută textul care se potrivește. Eu am pus întrebare, da, n-am pus un titlu. Adică, într-un fel e un titlu. Da. Acum, ce răspunde Domnul Iisus este esențial. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Vedem că Iisus a făcut foarte multe lucruri, foarte multe activități și le numește lucrări date de Tatăl. Iar celor care le întreabă nu le spune faceți asta, faceți asta, faceți asta, ci zice totul se rezumă a crede în mine. Asta înseamnă să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu, adică în El. Când vorbim despre lucrări, ne gândim la activitățile religioase pe care le facem, la acte de caritate și așa mai departe. Dar Domnul Iisus reduce totuși lucrurile la un sâmbure și totul se adună în să credem în El. Aici e un lucru foarte interesant, că am zis mai înainte că am găsit această referință. Că e simplu, cauți într-o concordanță, te uiți după lucrări și vezi lucrurile. Dar în afară de locul acesta, în majoritatea căutărilor, lucrări sunt asociate cu răspunsul lui Ioan Botezătorul. Spune că minuni săvârșite, toată activitatea Domnului Iisus. În acest loc, eu cred că întrebarea a venit tot din zona asta. Ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Cred că și ei erau interesați să facă lucruri, semne, lucruri care să... Și Domnul Iisus răspunsul nu le dă, le spune, dar despre altceva e vorba. Voi altceva aveți de făcut, să credeți în Dumnezeu. De ce? Asta aș vrea și eu să te întreb.
Există un moment de despărțire a Domnului Iisus de ucenici după înviere. Și cuvintele Lui de testament sunt: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, adică faceți lucrările Lui Dumnezeu, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dacă ne uităm la esența lucrării creștine pe pământ lăsată de Iisus, totul este legat de a crede în El. El are o agendă pentru noi să facem ucenici, să mergem în toată lumea. Dar elementele centrale ale trimiterii sunt: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. De aceea, a face lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă să stabilești ce activități să faci, ci să te asiguri că în El crezi și pe El îl slujești. Pentru că altfel poți ajunge în situația acelora care au făcut multe minuni, care au scos dragi, care au propovăduit în numele Lui și despre care Iisus zice: niciodată nu v-am cunoscut. Pentru că ce lipsea acolo era relația vie cu Iisus. Credința în El nu este doar o acceptare intelectuală, ci ceva care pătrunde în noi, care ne cucerește, care intră în sistemul vieții noastre, în realitatea trăirii noastre, care ne cutremură în toată ființa noastră, care afectează fiecare fibra existenței noastre, până acolo încât și atomii care sunt în trupul nostru trebuie să fie subordonați aceste relații de credință și prin Duhul să facem să moară faptele trupului, să ținem stăpânire și să răstignim acest trup rebel în care trebuie să locuim, pe care Pavel îl numește un trup de moarte și ar vrea să scape odată de el ca să nu-l mai chinuie, să nu mai fie lupta asta și tensiunea aceasta. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, dar explicația și traducerea acestei trimiteri ne este prin porunca cea mai mare care ne-a fost dată. Și anume: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, o credință în dragostea unii față de alții. Și El vorbește în textul care l-a citit tu despre dragostea de Dumnezeu prin păzirea poruncilor. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cheia lucrării și a mântuirii oamenilor nu sunt programele de evangelizare bine organizate. Nu sunt predicile alea extraordinare, ci sunt trăirea credincioșilor în dragoste unii față de alții. Pentru că nimic nu vorbește mai bine într-o lume a urii și a neacceptării și a mizeriei și a batjocurii care o fac oamenii unii față de alții și a lipsei de respect prin imoralitate, decât o imagine a unei astfel de oglinzi în care oamenii se privesc când îți văd viața curată. Când îți vede viața curată și în temere, asta îi îndeamnă ca ziua cercetării să îl slăbească pe Dumnezeu în momentul cercetărilor. Și de aceea pleacă de la credință. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cred că Domnul Iisus, în răspunsul acesta, care de fapt clarifică cei cu lucrările lui Dumnezeu, ne dă cheia și sâmburile de la care pornește orice lucrare care îl onorează pe Dumnezeu. Degeaba vii să spun unor oameni: alăturați-vă cu noi să facem cu tare și cu tare lucru, că astea Dumnezeu îi place să le facem. Când au venit la Neemia, Sambalat și Tobia, că să lucreze și ei, să facă și ei la zi. Nu i-au lăsat, n-aveți parte. Asta nu e ceva ce, nu e o activitate în care poate veni oricine. Că dacă veniți degeaba, nu mă curcați lucrurile. Pentru că noi lucrăm împreună cu Stăpânul nostru, cu Dumnezeu. Noi zidim împreună cu Hristos și n-are ce căuta la care nu crede. Asta e o mare aberație, să lași în lucrările bisericii pe oricine care are talent. Și asta mai ales în domeniul muzical. Băi, dar ce bine cântă! Mă, dar ce voce are! Îi drept că nu s-o pocăi, da? Uite, ne ajută și
Am văzut și situații în care l-au angajat să învețe corul, să dirigeze, că n-aveau cineva priceput și au adus unul din lume, au pus știmele în față, astea le înveți. Da? Deci o neînțelegere clară, asta nu e lucrarea lui Dumnezeu, asta e batjocura. Și batjocura asta e tot mai deasă și tot mai mare peste tot, în toate domeniile bisericilor, pentru că nu învățăm să credem în El și pasul următor al credinței, credința nu poate fi despărțită de dragostea de Dumnezeu. Pentru că credința în El ne aduce în acest perimetru în care ne cere să îl iubim pe El și să ne iubim unii pe alții. Nu există altă modalitate. Mă gândeam la faptul că înțeleg din lucrurile care tu le spui până acum. Primul pas este credința. Au venit să-L întrebe pe Domnul Iisus ce să facem ca să facem lucrurile lui Dumnezeu, dar n-aveau cum să le facă dacă n-aveau această credință în Fiul. Același context și la, când Domnul le spune la ucenici, zice, de atâta vreme sunt cu voi și nu l-ați văzut pe Tatăl. Apoi, cred că fratele Vurbran spunea și cred că am mai zis asta, dar zicea, de atâta ar trebui și noi să putem să zicem oamenilor, de atâta vreme suntem cu voi și nu l-ați văzut pe Hristos, adică Tatăl, Hristos și noi. Și atunci noi, având credința în Hristos, în noi crește dragostea, spuneai. Și dragostea aceasta aduce lucrările. Eu cred cu tărie că în acest mod Domnul Iisus făcea tot ce făcea. Și cred că acest lucru declanșa și vindecarea. Când Domnul Iisus se atinge de acel lepros și fratele David explica că nu e o atingere simplă în termenul acela, ci l-a prins puternic, s-a îmbrățișat. Pe lepros. Acela imediat s-a vindecat. În condiții în care toată lumea fugea de el pentru că era necurat și nici nu s-ar fi apropiat nici pe o stradă de el. Și până la urmă să facem lucrările lui Hristos. Nu e asta principala preocupare. Principala preocupare e credința și dragostea. Da. Unde crezi că ar intra aici faptul că Domnul Iisus stătea nopți întregi și se ruga? Cred că în timpul rugăciunii, văd rugăciunea așa ca un cuptor care pregătește inima să iubească, în care se pregătește inima se încarcă de dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și de acolo lucrurile vin natural și nici măcar dragostea nu contabilizează nimic, nu mai se gândește, ci pur și simplu în timpul ăla dispare omul și apare Hristos în viața omului sau Hristos se umplea cu Dumnezeu mereu în acele momente, cu Tatăl. Rugăciunea nu este o dovadă de credință? Pentru că dacă n-ai crede, nu te-ai ruga. Și Iisus ne dă modelul perfect de om care, ca și om, credea desăvârșit în Tatăl și își menținea această relație cu El și căuta direcțiile de mișcare în rugăciune. Și așa făcea activitățile. Când vorbim despre dragoste, și asta trebuie să corectăm și să amendăm ce înseamnă lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu este vorba aici de o reciprocitate în a răspunde amabil celui care îți vorbește amabil, ci de a iubi ca și El cu sacrificiu. Deci toate aceste lucruri te duc la a face în tot ceea ce trăiești, toate activitățile tale, toate gândurile tale și toate faptele tale devin lucrare a lui Dumnezeu în momentul în care credința ta este corectă și a dezvoltat dragostea și dependența de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu la cel mai înalt grad. Așa că nu-ți mai fă probleme ce să fac, care-s lucrările lui Dumnezeu, ci cum să cred în Dumnezeu corect și să fiu într-o relație perfectă, bună cu El. Pentru că atunci va decurge, lucrarea va decurge din asta. Nu le spune specific faceți asta și asta și asta, ci dacă veți fi așa, veți face lucrările lui Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. De aici pornește lucrarea lui Dumnezeu, de la credință. Credința le declanșează și pe celelalte. Apostolul Pavel nu vorbește bisericilor despre activitățile care trebuie să le facă cu
Cu toate astea, spune să adune ajutoare pentru sfinții care sunt în Ierusalim. Dar, în general, descrie lucrarea lui Dumnezeu ca ceva ce rezultă din trăirea noastră în urma credinței în Iisus. Și în epistola centrală, pastorală, legată de viața bisericii, scrisă lui Timotei, îi vorbește despre mântuirea oamenilor. De ce l-a trimis Domnul Iisus pe Hristos pe pământ? Să salveze oamenii din păcat, să mântuiască. Și pentru asta și-a dat viața Domnul Iisus. Și a lăsat această lucrare în mâinile noastre și nu avem dreptul să o batjocorim. Și nu putem să o facem plecând de la activități, ci de la credință. Și el începe să descrie lucrarea așa: faceți tot felul de rugăciuni mai înainte de toate, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. De ce? Pentru că îi vrea mântuiți. De ce? Pentru că Iisus a murit pentru toți. Cum? Să facem lucrările lui Dumnezeu. Și aici Pavel spune că, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu, care îi rugăciunea ca mod de viață, trăirea noastră, pentru bărbații asta, bărbații să se roage în orice loc. Să zice spre cel mai curate, fără mânie și fără îndoieli. Am discutat despre asta cândva. Și nu le spune celor din Efes, unde era Timotei, faceți departamentul cu tare, organizați cu tare, faceți lucrarea cu tare, ci spune, învățați-i pe bărbați să-și trăiască viața ca un rezultat al relațiilor cu Dumnezeu, ca o atmosferă de rugăciune, cinstiți, o permanență, să stăpânească ființa lor în întregime, să aibă stăpânire asupra pornirilor lor și să se încreadă Dumnezeu în orice împrejurări. Ce altceva asta decât credință? Credința care duce la mișcarea oamenilor în jur, la polarizarea atenției, la întoarcerea oamenilor la Dumnezeu din pricina modelului care îl văd. Apoi vreau de asemenea ca femeile să roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Și continuă, nu cu un fast exterior, ci cu acel bun simț, cu respectul, rămâne la nivelul de autoritate lăsat de Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu, cu sfială, pentru că pentru o femeie a crede înseamnă să devină extrem de plăcută în sensul unei prezențe care îți face bine, nu care te provoacă în domeniul carnal, nu care își dă împetic cu câte știe și cum îi pune pe toți la punct, ci femeia cea înțeleaptă, care zidește casa. Și vezi cum sunt reduse toate lucrările la ceva. O problemă de credință, în urma căreia îți înțelegi rolul de nevastă, rolul de soț, rolul de om într-o adunare, rolul de om care trăiește în societate. Și lucrurile acestea sunt, le înțeleg așa, fii ceea ce vrea Hristos să fii, prin credința în El. Și atunci vei face ceea ce așteaptă El să faci. Fără discuție, asta vei face, nu vei face altceva. Și astea sunt lucrările Lui. Și unde altundeva, dragii mei, devenim ceea ce trebuie să devenim, decât acolo pe genunchi. Am vrea să facem lucrările Lui Hristos. Cred că cu siguranță. A vrea să facem mai mari? Domnul a vorbit despre asta? Nu știm exact la ce se referă. Dar cel mai bine ar fi să ne punem pe genunchi și să nu ne înălțăm sau să ne deschidem mintea către lucruri nepotrivite, ci să căutăm să umblăm la cele smerite, și anume genunchiul plecat și acea dorință arzătoare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, schimbă-mi inima ca să pot să iubesc pe ceilalți. Vă doresc zile bune cu Cel care poate să vi le facă așa.